Așa cum am menționat, mă interesează foarte mult ca să avem o absorpție foarte mare a fondurilor europene și în același timp să evităm dezangajarea fondurilor europene și mă refer în primul rând la programul operațional regional, dar și la programul operațional infrastructură mare. Vom adopta astăzi o nouă măsură pentru creșterea gradului de absorpție a fondurilor europene și evitarea dezangajării, deci a pierderii unor alocări de sume pe anumite programe operaționale. În acest sens se modifică și se completează Ordonanța de Urgență 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Scopul modificării este acela de a putea fi încheiate contracte de finanțare cu o valoare mai mare decât prevedeau alocările inițiale din programele operaționale astfel. În cadrul programului operațional regional și programul operațional competitivitate vor fi încheiate contracte de finanțare cu o valoare totală dublă față de alocarea propriu-zisă. În ceea ce privește POIM, Programul Operațional Infrastructură Mare, vor fi încheiate contracte cu o valoare triplă față de alocare, în vreme ce pentru Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional Capacitate Administrativă și Programul Operațional Asistență Tehnică se vor putea încheia contracte a căror valoare totală depășește cu 50% alocarea. Pentru programul operațional, ajutorarea persoanelor dezavantajate, vor fi încheiate contracte a căror valoare totală depășește cu 20% alocarea programului. Propunerea se justifică prin faptul că pentru unele apeluri lansate au existat proiecte eligibile de calitate, dar care nu au putut fi contractate tocmai pentru că bugetul alocat nu era suficient. O altă completare vine în sprijinul beneficiarilor care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat, acel ajutor de minimis, prin aceea că la prefinanțare, pentru toate categoriile de cheltuieli eligibile, într-o singură tranșă de maxim 40% din contribuția publică eligibilă a proiectului.